Pasagerii unui microbus care se întorceau la muncă în Spania au avut parte de emoția vieții lor. În localitatea Oglinzi, într-o intersecție, șoferul microbuzului a intrat într-o depășire și a izbit din spate un autoturism care s-a înscris să facă stânga spre un drum secundar. În urma impactului, autoturismul a fost aruncat în șanțul de pe marginea drumului. Normal că te sperii, cum să nu te sperii? Când intri într-o mașină, normal că este impactul, nu? Unde trebuia să ajungeți? Noi în Spania. Din păcate. Sper să ajungem până în Spania. Cum s-a întâmplat? Păi să simt. Un accident. Neglijență în trafic, asta este tot. Ce se poate spune. Aici, în punctul ăsta, s-au întâmplat multe victime. Este un punct... Asta nu știu, nu sunt din zona asta, eu sunt din Brașov, mă rog. Dar după câte am înțeles, aici cam s-a întâmplat cam multe probleme. Neglijență din partea... Și la amândoi. La amândoi. Deci nu zic că e unul sau e altul. Amândoi. Ăsta este că a depășit pe linie continuă și ăsta altul că a zis dat în scurt. Șoferul care e cu mașina în șans, era semnalizat să vedeți la oglinză aici. Așa. Și mai avea o mașină în spate, ăsta la plasiv, intrat în depășire pe linie continuă aici, l-a aruncat în șansul să vede mașina. Oricum este un punct unde s-au întâmplat multe accidente. Săptămâna trecută a mai fost un accident aici. Deci parapeția e ruptă de săptămâna trecută. Dar șoferul nu este mort? Șoferul nu este niciun. Deci șoferul pe Atlasiv l-a luat acum, a produs cu poliția, ăla l-a luat salvarea. Deci simte la șolduri aici. În urma accidentului a rezultat o singură victimă. Șoferul autoturismului a fost dus la spitalul Orășenesc Târgu Neamț pentru îngrijiri medicale. Acesta a suferit leziuni ușoare. Pe DN15C, pe raza localității Oglinzi, a avut loc un eveniment rutier soldat cu accidentarea unei persoane. Cauza producerii evenimentului rutier se datorează efectuării unei depășiri neregulamentare de către un conducător al unui microbuz. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru stabilirea cauzei producerii evenimentului rutier. Zona este cunoscută atât de polițiști cât și de localnici din cauza numărului mare de accidente, fiind catalogată cu un grad ridicat de risc.